Cristina Sterian, în continuare, în direct cu noi, este corespondentul Libertatea de Buzău. Te salut, Cristina. Care este situația la nivel de județ? Vreau să ne dai detalii și despre cazul din Galați, diagnosticat cu coronavirus. Te rog, te ascultăm. Bună ziua, Adriana, bună ziua tuturor. Buzăul înregistrează la această oră o suspiciune de infecție cu coronavirus, iar 171 de cetățeni sunt izolați în case după ce au revenit în țară din zone lovite de temutul virus. Suspiciunea a apărut în cazul unei femei de 73 de ani din localitatea buzoiană Pârscov. Decizia medicilor de a-i recolta probe pentru coronavirus a venit după ce femeia a sunat aseară la 112 și a anunțat că săptămâna trecută a revenit din Rimini, Italia. Pentru că la momentul la care bătrâna a revenit în țară, regiunea respectivă nu era în carantină. Buzoianca nu a fost izolată la domiciliu în timpul scurs de la sosirea sa în țară și până aseară, când a sunat la 112 și a anunțat că are febră și varsă. Medicii au recoltat probe, ale căror rezultate sunt așteptate în cursul acestei zile. Între timp, femeia este izolată într-unul dintre modulele amplasate în curtea spitalului județean. Ce vreau să vă mai spun este că la Buzău sunt izolați în acest moment la domiciliu 171 de cetățeni care au revenit din zone ale Italiei sau din alte țări lovite de coronavirus. În weekend a fost externată și singura persoană din Buzău care se afla în carantină instituționalizată. Este vorba despre o femeie de 52 de ani care venise la Buzău cu microbuzul din regiunea italiană Lombardia la scurt timp după ce intrase în contact cu o persoană care manifesta la vremea aceea simptome de coronavirus. El a coborât atunci într-o parcare a unui hipermarket din Buzău și a așteptat salvarea mai bine de o oră și jumătate. În cazul său, analizele au ieșit negative în mod repetat, astfel că medicii au decis că ea poate pleca acasă după cele 14 zile de carantină instituționalizată. Mi-ai cerut detalii și despre Galați. Da. Am de acolo o situație mai amplă. La Galați apele sunt mai agitate decât la Buzău. Sunt aproape 700 de oameni izolați în case în acest județ după ce au revenit din zone lovite de coronavirus. De asemenea, un bătrân de 72 de ani a fost diagnosticat cu infecție cu COVID-19 acolo, astfel că este alertă maximă la Galați. Starea de alertă este impusă și de faptul că bătrânul diagnosticat a călătorit într-un microbuz cu 17 pasageri plus șoferul atunci când a revenit din Italia, din regiunea Lombardia și când probabil virusul se afla în perioada de incubație. Până la acest moment, autoritățile au identificat doar 4 pasageri din acest microbuz și șoferul, care a fost și el testat pentru coronavirus. Rămânem la Galați, unde autoritățile au identificat în weekend un bărbat care nu a respectat regula izolării la domiciliu după ce a revenit din Italia. Este vorba despre un bărbat care, deși trebuia să rămână închis în casă, a fugit în peninsulă. Autoritățile au intrat în alertă după ce el nu a mai răspuns la telefon în cadrul controalelor care se fac de către inspectorii DSP Galați, iar atunci când într-un final a răspuns, le-a dat medicilor un număr de telefon din Italia. Bărbatul a fost amendat în lipsă și riscă să se aleagă cu dosar penal, după cum ne-a precizat comandantul Poliției Județene Galați, comisar șef Cornel Mototolea. Este al doilea caz de acest gen înregistrat în județul Galați. Săptămâna trecută, un alt bărbat care trebuia să rămână izolat la domiciliu și a părăsit locuința și a fugit în Italia. El a fost amendat în lipsă cu 10.000 de lei. Nici acum autoritățile galățene nu știu unde se află persoana respectivă. Tot la Galați, cursurile facultății de medicină au fost suspendate de teama coronavirusului. De asemenea, în acest județ nu vor mai avea loc spectacole de teatru, concerte, chiar dacă numărul spectatorilor prognozați a participa la aceste evenimente ar fi sub 1000, situația este extrem de serioasă și nu se acceptă riscuri pentru populație, a declarat prefectul de Galați, Gabriela Vrămescu. În final, ce vreau să mai menționez este că în acest județ autoritățile au apelat la reprezentanții unui ONG pentru a putea efectua verificările în cazul persoanelor izolate la domiciliu, pentru a vedea dacă respectă măsura autoizolării. DSP Galați are disponibil doar 4 angajați care nu fac față celor circa 700 de gălățeni izolați, astfel că s-a apelat la voluntari. Cam atât, Adriana, de la Buzău și Galați.